Guvernul României pregătește cadrul legal printr-un act normativ elaborat de Ministerul Sănătății pentru a putea exporta, contra cost, cantitatea de vaccinuri AstraZeneca pe care țara noastră nu o poate consuma din cauza refuzului românilor de a se vaccina cu serul. Guvernul a aprobat donarea de doze statului vecin, dar ulterior, potrivit premierului, dozele vor fi vândute. Românii sunt în continuare reticenți în privința imunizării cu acest ser, iar celelalte trei vaccinuri sunt suficiente pentru a acoperi cererea tot mai scăzută. Eu zic că nu e bine să le vedeți, dacă le-au primit în... de unde le-au primit, să le țină în stoc, că mai sunt de făcut. Nu toată lumea a făcut. Eu așa, părerea mea. Să le vândă, dar să fie valabile, să nu facem rău la oameni. Că dacă băgăm din alea expirate, ne expirăm și noi. Cadrul legal necesar pentru ca România să poată revinde dozele de vaccin din stoc ar urma să fie adoptat în următoarea ședință de guvern. În momentul de față, România are un surplus de aproximativ 1,7 milioane de doze de vaccin AstraZeneca.